Ne vom începe astfel emisiunea noastră de azi cu un episod interesant folosit de mitropolitul Irineu Mihelcescu la începutul cărții sale numită Catehismul creștin ortodox. Și sună astfel. Iubite ascultătorule, ce zice tu de călătorul pe care, întâlnindu-l în drum, l întreba de unde vii și unde mergi? Iar el ți-ar răspunde, nu știu. Nu e așa că răspunsul lui te-ar face să te îndoiești că ai înaintea ta un om întreg la minte? Și tu ești un călător pe acest pământ, căci azi ești, dar mâine, poi mâine, peste un an, peste zece, în sfârșit, cândva, nu vei mai fi. Te vei duce și tu acolo unde s-au dus toți cât ți-au făcut umbră pământului. De la începutul lumii și până azi, cum și toți câți vor mai trece prin această lume până la sfârșitul veacurilor. Dar știi tu unde te vei duce? Cu alte cuvinte, știi de unde vii și unde mergi? Ori ești și tu la fel cu călătorul de mai sus? Poate că știi ceva asupra începutului. Și sfârșitului călătoriei tale în această lume, dar nu ești încă pe deplin lămurit. Ei bine, află de la mine, spune aici Mitropolitul Irineu Mihălcescu, că nimeni și nimic altceva și altcineva nu te poate lămuri desăvârșit asupra rostului tău în această lume și a călătoriei pe care o ai de făcut în lumea aceasta și în cea care se întinde dincolo de pragul mormântului. Nimic și nimeni altul nu-ți poate lumina calea și călăuzi pașii mai bine și mai sigur decât cuvântul lui Dumnezeu. Mântuitorul Hristos, care a zis, eu sunt lumina lumii, să fie cu tine, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, în toate zilele vieții tale. Amin. Încheiat aici, citatul preasfințitului Irineu Mihălcescu din cartea pe care a scris-o Catehismul Creștin Ortodox. Iubiții mei, în al preasfințitului Irineu ne recomandă aici cu toată căldura inimii sale cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este ghidul pe care mi-l recomandă sfinția sa pentru aflarea răspunsului cu privire la locul unde vom sfârși călătoria aceasta de pe pământ. În cuvântul lui Dumnezeu ni se descopere toate tainele pe care avem nevoie să le cunoaștem cu privire la felul în care ne putem asigura fericirea în viața de dincolo de mormânt în al preasfințitul, nu ne trimite la învățături și tradiții omenești. El ne trimite la descoperirea care ne vine direct de la Dumnezeu din cer și ce anume la cuvântul lui Dumnezeu. Acum, dacă îl întrebăm pe Sfântul Antim Ivereanu ce este cuvântul lui Dumnezeu, el ne va răspunde în cartea Cuvânt de învățături la Bogoiavlenie, așa. Sfânta Scriptură este cuvântul lui Dumnezeu. Cartea lui Dumnezeu este Sfânta Evanghelie. Aceasta e limba română a timpului din vremea Sfântului vireanu. Dragi ascultători, este foarte adevărat și cuvântul părintelui Sofronie care zice că, citesc, rare sunt sufletele care au destulă bărbăție pentru a ieși de pe cărările bătute ale mulțimilor de oameni spre a trăi după poruncile lui Hristos în această lume căzută. Și este adevărat, cât de greu le vine oamenilor să trăiască după cuvintele lui Dumnezeu. Dar să știți, a trăi după orice alte învățături care nu sunt din Sfânta Scriptură te descalifică completamente de numele nobil de creștin, adică urmași ai lui Hristos. Și nici atât nu te mai poți socoti creștin ortodox. Zicem așa, deoarece ortodox înseamnă exact trăire după dreptar. Sau dacă vrem, poți să zici trăire după Evanghelie, creștin după Evanghelie. Oamenii aleși lui Dumnezeu se întristează numai la gândul de a nu citi cuvântul său. Spre exemplu, Sfântul Ioan de Cronștat spune astfel în lucrarea sa spicul de greu, Citez. Mă apucă întristarea pentru oamenii ce nu citesc deloc cuvântul lui Dumnezeu. Vai lor din pricina necunoașterii cuvântului lui Dumnezeu și a voii lui cu privire la ei ce răspuns vor da lui Dumnezeu la judecată? Iar cu privire la dezastrele foarte tragice aduse în viața omului care rămâne în necunoștință de adevăr, tocmai pentru că neglijează citirea Scripturii, iată ce ne spune episcopul Teodosie Snagoveanul într-o prefață la cartea Îndrumătorul Bunului Creștin. Citezi. Cine ar putea mărturisi adevărul fără să-l cunoască sau fără să-l creadă? Necunoașterea și improvizația provoacă grave confuzii în înțelegerea și trăirea adevărului eliberator. Necunoașterea precisă a scopului vieții omului pe pământ și perspectiva ei esatologică necunoașterea multor alte învățături esențiale ale credinței noastre generează în mintea unor oameni o imagine falsă a unui Dumnezeu imaginar, antropomorf, tolerant până la nedreptate cu slăbiciuni care îl fac chipurile mai înțelegători cu patimile noastre, căci și el a fost om. Aici încheiat citatul. Cugetările acestea de mai sus ne arată cât de important este să cunoaștem adevărul cu temeinicie, să-l cunoaștem pe Dumnezeu. Cunoașterea aceasta, așa cum zicea starețul mai sus, ar schimba soarta tuturor oamenilor și a întregii lumii într-un ceas. Atât de mare este această putere, și mai ales ne arată Sfinția Sa că. Trebuie să-l cunoaștem noi în direct de la sursă. Mai este încă un aspect covârșitor de important cu privire la nevoia de cunoaștere. Cunoașterea adevărului, dacă nu este însoțită de o atitudine definită a căutătorului, nu este suficientă pentru obținerea mântuirii. Tocmai acest adevăr ne comunică un manual care se preda, în, se preda mai demult în seminarele ortodoxe prin următorul citat. Mântuirea implică pentru creștini două lucruri fundamentale. 1. Cunoașterea lui Dumnezeu și 2. Împlinirea voii lui arătate prin acte concrete. Dragii mei, Abaterea de la care suntem chemați cu insistență să ne întoarcem provine tocmai de aici. Creștinii s-au mulțumit să asculte ce spun oamenii despre Dumnezeu, fără să caute ei singuri să afle ce spune Dumnezeu despre sine. Da, ei se mulțumesc cu ceea ce aud verbal de la fețele bisericești și mai ales din cultura populară. Cine se mai interesează azi, de unde vin la noi obiceiurile și ritualurile pe care suntem învățați să le ținem? Vorbind apoi despre pionierii credinței noastre, dacă ai întreba pe creștinii care sunt foarte mândri să se numească ortodoxi, câți dintre ei ar putea să numească măcar unul sau doi dintre părinții bisericii? Da, toată lumea știe de Sfântul Nicolae, Sfânta Maria, Sfânta Elena și alții care sunt cunoscuți cu prilejul sărbătoririi celor ce le poartă numele. Însă câți dintre cei care îi sărbătoresc ar putea să amintească măcar o singură învățătură de duh din viața acestor sfinți? Sfânta Scriptură vorbește apoi despre unii creștini. Așa zis mai buni la suflet. Asta în cartea Fapte, capitolul 17, versetul 11. Așa sunt numiți iudeii din Tesalonic pentru că ei cercetau scripturile ca să vadă dacă ceea ce le spunea Pavel erau sau nu conforme cu adevărul. Și în definitiv, numindu-ne creștini după dreptar, adică după scriptură, n-ar trebui ca toți să fim mai buni la suflet în sensul că citim și împlinim ce scrie în ea? Cineva povestea o pățanie plină de haz, dar și plină de învățătură. În timp ce șoferul unui camion dădea cu spatele la o magazie din piață ca să descarce marfa, un oarecare l-a văzut că se cam chinuia pentru că nu putea să vadă bine și s-a oferit să-l ajute a început astfel să-i facă semn cu mâna și să-i zică dăi, dăi, dăi și iar dăi, dăi, până când, dintr-o dată, puc, s-a auzit un zgomot mare, mașina s-a oprit brusc și acel oarecare a strigat la șofer, dă-te jos, naivule, și vezi ce-ai făcut. Ei, acum nu aveam în gând chiar să facem haz de pățania bietului șofer pe care hotărât lucru necazul acesta l-a costat destul de mult. Naivitatea lui de a se lua după altul a plătit-o scump. Dar mă gândeam cu durere la toți aceia care, în încercarea de a afla calea care duce în sus la Dumnezeu din cer, se iau după ce zic oamenii de jos de pe pământ. Oamenii de pe pământ o să zică și ei, dăi, 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 cu ritualurile omenești, ale tradiției omenești, Până când aceia care ascultă de ei, ca și bietul șofer, se vor pomeni în ziua judecății de la urmă că vorba românului au dat-o în bară. Dar dacă șoferul acela a scăpat cumva până la urmă, chiar dacă a trebuit să plătească o mare sumă de bani, aceia care ascultă la poveștile oamenilor și vor să ajungă în cerul lui Dumnezeu, nu mai au nicio șansă de scăpare din iadul în care ajung. Pentru toată veșnicia. Înțelegând astfel cât de importantă este cunoașterea adevărului la modul individual, am primit ca o cinste chemarea lui Dumnezeu de a vă sluji sufletele dumneavoastră, aducându-vă cât mai la îndemână vestea cea bună a Evangheliei lui Dumnezeu. Eu nu spun nimănui, dai, 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 nici înainte, nici înapoi, ci amintesc porunca lui Dumnezeu scrisă, care poate fi verificată de fiecare individ în mod personal și apoi ca un adevărat drept credincios în pe fiecare om care dorește să se lase îndrumat către Isus, căci Isus este calea, adevărul și viața, cum citim la Ioan 14 ,6. Iar amintirea acestui adevăr ne este cu atât mai necesar nouă, creștinilor ortodoxi ai vremurilor de azi, despre care părintele Noica vorbește astfel. Citez: Noi, ortodoxi de astăzi, trăim eretic la nivel faptic. De cele mai multe ori trăim eretic fiindcă și înțelegem eretic. Cuvintele sunt corecte, formulele sunt corecte. Dar înțelegerea e pe total aiurea, zice Părintele Noica. Așa cum îl răcumurește aici Sfinția Sa, dacă noi, ortodoxii trăim eretic la nivel factic, este tocmai fiindcă înțelegem eretic. Și înțelegem eretic deoarece învățăm din surse eretice, adică nu din scriptură ci din tradițiile și ritualurile omenești. Iată, deci, că cea mai urgentă nevoie a omului este cunoașterea. Iar aceasta este cu atât mai urgentă în cazul omului credincios în timpul vieții sale trecătoare căci trăirea aceasta în mod eretic la nivel faptic este din pricina înțelegerii lucrurilor lui Dumnezeu exact așa cum spune tot Părintele noi, ca pe total aiurea. Și n-ar trebui să fie așa. De ce? Pentru că astăzi avem atâta volum de învățătură din atâtea surse pur ortodoxe câte n-au fost niciodată disponibile de la începutul creștinismului. Numai că, de, vorba românului, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în traistă. Vorbind mai departe despre cunoaștere, însă viața veșnică este o cunoaștere, și anume cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos trimis de El, așa cum scrie la Ioan 17 cu versetul 3. Marele teolog Dumitru Stăniloae, a descris și el corect nevoia de a cunoaște. El ne face cunoscut că, citez, de interesul pentru Dumnezeu depinde viața noastră. Numai acesta poate da un sens vieții noastre. Existența nu se poate reduce la starea pământească. Acesta este un citat al părintelui profesor academician Dumitru Stăniloae din mica dogmatică vorbită. Și ca să nu ne avântăm în tot felul de căutări și cunoașteri rătăcitoare, tot acest incomparabil exeget al tradiției ortodoxe, cum este supragmit, ne vorbește și despre ce fel de cunoaștere avem nevoie. Spune Sfinția sa că de cunoaștere duhovnicească avem nevoie astăzi. Dar necunoașterea unde poate sfârși? Necunoașterea, mai bine spus refuzul de a cunoaște, duce la o viață plină de zbucium și de nesiguranță pe pământ și după aceea spre cel mai înfiorător sfârșit al vieții, și anume trăirea pentru veșnicie în iad împreună cu Satan. Mântuitorul plânge Ierusalimul pentru că n-a voit să cunoască Ziua când el îl cerceta. Asta e la Luca 13, versetul 34. Iar urmarea faptului că n-au vrut să cunoască este arătat la Luca 19, cu 44, unde Mântuitorul spune că, pentru că n-au cunoscut vremea cercetării, zidurile și clădirile Ierusalimului vor fi făcute una cu pământul. Dar nu numai clădirile, ci vai spune acolo cuvântul, chiar și pe fiii tăi care sunt în tine, adică oamenii vor fi făcuți una cu pământul. Iar cine a citit istoria căderii Ierusalimului la anul 70, știe ce vor să zică aceste cuvinte. Tot împotrivirea față de a cunoaște este ceea ce l-a silit pe Dumnezeu să-i îndepărteze pe evrei de la el. Așa cum citim în cartea Osea din capitolul 4, versetul 6, pentru că tu ai trecut cu vederea cunoașterea Domnului, eu, zice Dumnezeu, te voi da la o parte din preoția mea și fiindcă tu ai uitat de legea Domnului și eu voi uita pe fiii tăi. Dragii mei, ceea ce au făcut rău evrei? este că au trecut cu vederea cunoașterea Domnului și apoi că au uitat de legea Domnului. Avem noi ceva de învățat de aici? Zicând noi, mă refer la toți aceia care pun Sfânta Scriptură pe planul 2, pe ultimul plan sau chiar o neglijează completamente aviz amatorilor. Iubiți ascultători, ciclul acesta de mesaje în cadrul emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții va fi de folos așadar tuturor acelora dintre noi care dorim sincer și cu toată inima să cunoaștem adevărul cu privire la dreapta noastră credință. Să avem grijă însă că aici nu este vorba despre orice fel de cunoștință, ci așa cum spunea Dumitru Stăniloae mai sus, despre o cunoștință duhovnicească. Dar ce este aceea cunoaștere duhovnicească? Este vorba despre acea cunoștință care se poate căpăta numai prin Duhul Cel Sfânt al lui Dumnezeu. Căci fiind vorba despre Dumnezeul om, Isus Hristos, nu putem cunoaște nimic legat de El, în afară de ceea ce Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vrea să ne descopere, căci așa stă scris la Ioan 16 cu 14, că El, Duhul Sfânt, va lua din ce este a lui Isus și ne va descoperi. Însă, Dumnezeu nu ne îl descopere în cuvântul său scris. Numai această cunoaștere duhovnicească ne poate feri de erezia amintită mai sus de Părintele Noica. Numai această cunoaștere ne poate aduce un folos nevoinței noastre și ne poate face să nu mai trăim eretic la nivel practic. Mai vine acum întrebarea logică: cum se primește Duhul Sfânt? Citim la cartea Fapte, capitolul 5 cu versetul 32, că Dumnezeu dă Duhul Cel Sfânt acelora care ascultă de El. A asculta de Dumnezeu cu privire la mântuirea ta înseamnă că ai parcurs cei trei pași porunciți de Isus Hristos, doi pași la marcul 1 cu pe adică pocăință, al doilea credință în Evanghelie și al treilea, la urmă de tot, Marcu 16 cu 16, botezul. Cine a ascultat de Isus și a făcut acești trei pași în ordinea arătată de el de Isus, adică botezul fiind făcut la urmă după pocăință și credință, acela primește Duhul Sfânt și prin lumina Duhului Sfânt Va putea să cunoască lumina Sfintei Scripturi. Așa cum citim la psalmul 35, cu versetul 9, prin lumina lui Dumnezeu, adică prin lumina Duhului Sfânt a lui Dumnezeu, vedem lumina cuvântului său. Citim acolo că prin lumina ta vedem lumina. Asta înseamnă că prin lumina Duhului Sfânt, care ne luminează mintea și inima noastră, putem să cunoaștem și să descoperim, să vedem lumina Sfântului Cuvânt al lui Dumnezeu care este al lui. De aceea am arătat foarte important cei trei pași pe care trebuie să-i facă omul ca să poată primi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu dat acelora care ascultă de